seara. Mulțumesc că ați venit. Bună seara. Se trece, ca să fii fericit și sănătos. Mă bucur că ai venit. O întâlnire care spune multe. Da. Și care adună ani de colaborare. Și nevoie de 3-4 emisiuni, cred, ca să povestească atât de multe lucruri frumoase pe care le-au trăit împreună. Și un debut atât de puternic în cinematografie, atât de o parte cât și de cealaltă. Poate ne povestiți puțin despre partea ta de vină sau Purgatoriu numărul 5. Cum s-a întâmplat atunci? Cum un regizor care debuta atunci s-a întâlnit cu un actor care la fel era în momentul unui debut? Pe vremea aia când noi ăștia regizorii tineri încercam să ne facem și noi un pic de loc în sub stelele cinematografiei. Așa? Aveam așa un fel de deviză, să vedem. Mergeam la toate examenele de la institut, dar pe el nu l-am văzut. Nu știu cum s-a făcut, că nu l-am văzut. Eu am fost actor la teatru din Sibiu. Vreo 3 ani, așa, înainte de a veni la Institutul de Cinematografie. Și mergeam foarte, sunt și acum foarte legat de Sibiu, orașul minunilor mele, și mergeam foarte des la teatru din Sibiu. Și acolo l-am văzut. Și am zis, el, l-am văzut. El este cel care trebuie mie. Așa s-a întâmplat. La teatru din Sibiu. Nu știu ce juca, nu mi-aduc aminte. Nu, n-avea nicio legătură cu gândul de a face film de... Adică gând că eu aș putea să fac rolul ăla. Jucam o piesă a lui Hagi Nicolae de Băieții Veseli sau Băieții Noștri. Eram cu aia și altceva nimic de asta, să te ducă cu gândul că eu sunt personajul pentru film. Păi nu e așa. Nu e așa. Spune că e bine cu... Pe un actor îl vezi. Da. Și atunci știi unde te conduc, el te duce undeva, nu? Da, ce da. Hagi Nicolae, da. Sigur, da. Și pe urmă am dat probă, așa, am fost la Bucs, așa, deci a fost prima probă. Deci ați făcut un casting, l-ați chemat pe domnul Papaiani la casting. L-am chemat pe domnul Papaiani la casting. Nu e invenția asta cu casting, e de acum. Este post decembrist americano. Probe, l-ați chemat. Hai să spunem. Vremea aia făceam probe cu actorii pentru rolul, așa, chemam 2-3 actori pe care știam. A, și pe rolul domnului Papaiani mai erau chemați și alți actori, nu? Nu mi-aduc aminte prea bine. Era și printre ei, uite, de unul singur mi-aduc aminte, Brașoveanu. A Cosma? Brașoveanu? Da, Cosma, da. Da, uite, cine era concurentul și aducea aminte. Urmă, Cosma a jucat un rolișor în film. Da. E bine, în filmul ăsta a făcut un rol minunat. Rolul era interesant. Adică filmul pe vremea aia nu le-a prea plăcut pe cele din urmă. De ce? Pentru că personajul lui era ceea ce ar fi azi un fel de căpșunar. Adică cu mentalitate de căpșunar, se duce undeva să muncească, să câștige bani, să se întoarcă în sat, să-și facă o casă. Asta era principiul. Venea dintr-un sat amărât din Apuseni și pe un șantier, el n-a mers în Spania, a venit de la Târgu Mureș, pe un șantier unde se construia o termocentrală, uriașă termocentrală, care există și astăzi. Atunci tocmai era în construcție. Și acolo am plasat noi subiectul. El nu se integra, ideea era că unul de la țară vine și se integrează în clasa muncitoare. E, personajul lui nu se prea integra. Și de asta filmul nu a prea plăcut. Dar filmul a fost bun, să știți. Sau este, eu mai știu că nu l-am mai văzut. Păi nu l-am mai văzut de multă vreme, parcă l-au ascuns. Și după aceea, deci după acest debut, ați colaborat în Toate pânzele sus, ați colaborat... Am mai colaborat și în alte filme. Da. Care e, aș vrea să știu de la dumneavoastră, de la regizor, care e rolul cel mai drag pentru dumneavoastră făcut de Sebastian Papaiani? Toate sunt dragi. Nu, știți care a fost? Stai, că la filmul ăsta, la partea ta de vină, șansa... Sau întâmplarea a făcut că, într-un rol mai episodic, așa, a jucat Geo Săizescu, care, pe urmă, l-a adoptat. El a jucat în filmul, mai mult în filmul Săizescu decât în filmele mele ulterior. Care? De dar ce? În câte ce filme? Chiar în câte filme a fost? Păi, am făcut la Geo... Nu, la dumneavoastră. În câte la mine, bine, că a făcut Toate pânzele sus, păi ceea ce este un film de 12 episoade. Da, exact. O minune de rol. Ne-am distrat. Ne-am distrat, așa.
Suntem pe ecuator! Ura! Ura! Suntem pe ecuator! De toate tradițiile marinăresc, Ieremia, Haralam și Mihu s-ar cuveni să fie botezați. Trec ecuatorul pentru prima dată. Norocul vostru că va muia ploaia. Altfel trebuia să vă băgăm într-un butoi cu apă. Nu, nu, nu dăm apa! Un botez mai complet nici că se putea. Acum vă puteți ocoti marinari adevărați. Ați trecut aproape toate încercările mărilor și oceanilor. Cum aproape toate încercările, capitan? Am înfruntat vânt și furtună. I-am înfruntat pe pirații lui Spânu. Rechini. Ne-am luptat cu maorii. Cu valurile cât munții. Am îndurat sete, am îndurat alșiță. Ce? Credeam că nu mai scapă niciunul. Ce altă încercare ar putea să mai vină? Să nu zici vorbă mare.